La mai bine de o lună de la furtuna care a făcut ravagii în județ, bisericile afectate de vijelia care s-a abătut în mai multe localități maramureșene sunt în marea majoritate cam în aceeași situație. Doar în câteva cazuri s-au făcut intervenții de urgență pentru protejarea construcțiilor până la începerea efectivă a lucrărilor. Până atunci însă asistăm la un circuit lung al documentelor. Lista trimisă de noi cu monumentele afectate de uraganul din luna trecută a fost trimisă la Ministerul Culturii, iar ei au aprobat finanțarea acestor restaurări și au trimis lista Institutului Național al Patrimoniului. Unele monumente, precum Biserica de Lemn de pe dealul Florilor din Baia Mare și cele trei case avariate de la Muzeul Satului, vor fi restaurate cu fonduri ale Consiliului Județean Maramureș. Printre imobilele afectate de vijelia din 17 septembrie se află și câteva monumente istorice, precum Biserica din Șurdești, care avea oricum probleme la șindrilă și necesita lucrări în regim de urgență, sau Biserica din Costeni, construită în anul 1870, a cărei turle a fost doborâtă de vântul puternic. I-am acoperit turnul bisericii ca să nu mai plouă în biserică, de a o proteja pentru a nu se deteriora mai tare. După care am fost înregistrați de primăria comunei Cupșeni și am fost luat în evidență la prefectura județului Maramureș și așteptăm răspuns din partea autorităților centrale și locale. Ioan Marchiș mai spune că finanțarea lucrărilor de reparații la bisericile afectate de vântul puternic va fi asigurată fie printr-o hotărâre de guvern, fie în urma rectificării bugetare. Pentru refacerea bisericilor de pe dealul Florilor, Baia Mare, Șurdești și Costeni ar fi nevoie de peste 250.000 de euro.